ar trebui să ne uităm mai adânc în interior. Că asta cu beați cafeaua, crede în tine, ești cea mai bună versiune a ta, nu știu cât ne ajută. Alina Iliescu este psihoterapeut și vorbim despre intimitate. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit pe la noi! Bine v-am regăsit! Eu o să încep pe dos acest interviu și cu tupeul, cu tupeul bărbatului, care uneori este deranjat de faptul că, uneori am zis, ea vrea să vorbim mai mult despre noi decât să trăim împreună. Adică dacă punem în balanță orele petrecute împreună, într-o săptămână versus cât a vrut să vorbim despre ce suntem noi, uneori balanța trage partea greșită. Sau poate greșesc eu. Nu, e adevărat. Noi femeile simțim mai mult nevoia să vorbim despre anumite lucruri intime și asta creează intimitate, iar bărbații simt nevoia să le facă și asta creează intimitate. Bărbații vor mai multă intimitate sexuală, femeile vor mai multă intimitate emoțională. Nu, la o vârstă nu mai merge și un film bun și dar revenim. Intimitatea se poate construi, adică aici eu vreau să fiu foarte pragmatic. Poți fi un bun administrator al resurselor astfel încât să ajungi la intimitate sau trebuie să lăsăm viața ca la 19 ani când oriunde te întorceai ți se părea că intimitatea te împinge în colțurile întunecoase ale unei petreceri. Aia nu e intimitate. Da. Păi, acum depinde de fiecare dintre noi. Povesteai la început de lumea noastră internă. Lumea noastră internă e foarte importantă. Acum ține de cât de bine ne simțim noi în relație cu noi. Adică noi suntem deschiși către intimitate? Pentru că, de exemplu, dacă avem abandon sau separare sau ni s-au despărțit părinții sau în relația părinților noștri nu am văzut această intimitate, părinții noștri nu se îmbrățișau, nu se sărutau, nu existau semne de intimitate în familia noastră de origine, atunci nici noi nu avem acest model și suntem poate mai reci, mai evitanți și nu ne simțim confortabil. Și dacă avem o persoană care ea are un model mult mai cald, mai tandru și felul ei de a arăta că ne iubește e să ne sufoci așa cu iubire, cu tandrețe și felul nostru de a arăta că o iubim e să-i spunem că o iubim, atunci aici avem o problemă, pentru că persoanele kinestezice întotdeauna vor să te ia în brațe, să te sărute și persoanele care sunt vizuale întotdeauna o să te împingă puțin și zic că e prea mult, mă sâcă-i, lasă-mă. Ok. Dar cumva copiii la anumită vârstă devin foarte distanți la capitolul ăsta, oricât de lipicioși erau când erau mici, la un moment dat nu mai acceptă treaba asta. De ce? Pentru că până la 7 ani sunt, noi ca și părinți suntem modelul lor în viață și ceea ce fac ei cumva trasează toată traiectoria lui de a se uita la noi părinți ca și modele. Noi suntem foarte importanți, avem 80% din relația cu ei și din impactul relației și 20% exterior. Mama e cea mai frumoasă femeie de pe pământ și chiar o cred, nu că o spun ca să obțină ceva. Doar până la 7 ani? Da, de la 7 ani intră într-o perioadă de latență. Până atunci suntem noi centrul universului și atunci normal că sunt lipicioși. Apoi intră într-o perioadă de latență și e bine să intre în perioada asta de latență pentru că atunci apare școala și tot interesul se duce către școală. Când ajungem la adolescență, din păcate, noi mai avem 20% din acel model și acea influență pentru că restul de 80% ajunge la anturaj. Okay. Și nu mai sunt atât de lipicioși. Încep să devină din nou lipicioși când devin adulți sau poate când încep și ei să aibă copii. Și atunci te apreciază din nou ca părinte pentru că trebuie să se identifice cu tine ca părinte. Doar până la 7 ani ai spus? Da, doar până la 7 ani. Scuze-mă puțin. Gabriela, da. Dă-l, facem alt. Dacă-l... 7 ani. Eu am crezut că până la 14-15 ani o să fiu centrul universului lui. O să vrea să fie ca mine, să aibă medaliile mele și mai mult. O să vrea să conducă mașina pe care o conduc eu. Nu? O să fie interesat de multe lucruri pe care le faci pentru că ești modelul. Însă această lipiceală de care vorbeam e până la 7 ani. Pe urmă sunt mai mult faptele. Ok. Bun. Ne întoarcem la parcursul ăsta și întrevăd aici și eu, ca deloc specialist, eu sunt un tip mai pragmatic, că dacă nu suntem buni manageri,
nu reușim să reparăm nici cu generația noastră și probabil nici cu următoarea un șir care undeva s-a întrerupt. Deci ai spus că dacă noi în familie n-am avut părinți care sunt foarte intimi, da, apropiați, îmbrățișați, pupați, te iubesc. Da. Noi oricum venim din niște epoci în care nu se prea spunea te iubesc. Exact. Înseamnă că șansa ca noi să facem asta este foarte mică, nici noi nu o să spunem la anul nostru, deci măgăreața cade și pe copilul nostru, care s-ar putea nici el să nu facă treaba asta. Și atunci, cine schimbă? Mai putem schimba lucrurile astea? Adică în acest lanț ușor defect, putem fi noi zaua care restârnește? Bineînțeles. Cred că dacă ne uităm undeva la bunicii noștri, la părinții lor, la părinții noștri și așa mai departe, observăm nu doar că nu le-au spus te iubesc, că le-au spus și multe lucruri negative care le-a scăzut încrederea în ei. Însă fiecare generație în parte schimbă ceva și în general în bine. De obicei, dacă te-a deranjat foarte mult modelul, ai să reușești cumva să nu copii modelul, ci să creezi contramodelul. Dar întotdeauna, ca să fii diferit față de cum au fost părinții tăi, trebuie să încrenezi o cantitate de energie ca să schimbi ceva. E ca și cum ai construi o autostradă de la zero. Însă, nu știu, e datoria noastră de părinți să fim mai buni decât au fost părinții noștri. Și așa, bucata asta transgenerațională de violență și de traumă se disipează cu fiecare generație care apare. Pentru că dacă noi nu schimbăm ceva și noi nu vorbim despre ce s-a întâmplat, dacă ne gândim, bunicii noștri au trăit două războaie, foamete, violuri, comunism, sunt foarte multe lucruri care nu sunt vorbite și era și o interdicție de a vorbi. Și atunci fiecare dintre noi schimbă ceva. Cred că acum generația copiilor noștri e cea mai iubită generație și se vede asta. Da, sunt și prea în puf și lasă-mă. Sunt într-adevăr. Ce naiba, a căzut un băiat în parc în fața mea, avea vreo 9-10 ani, am crezut că trebuie să vindem parcul. Deci sunt foarte ținuți în puf și în pene. Cred că o să o luăm razna cu treaba asta. Dar mă rog, e doar părerea mea. Sunt extrem de iubiție copii. Și îmi spunea o doamnă doctor care vede foarte mulți copii, că din timpul ăsta pe care începe să-l petrecem mai mult cu copilul, copilul mai cu cheia de gât, atât de des, copiii nu mai știu să cadă foarte bine, pentru că ei când erau mici erau să nu cadă, să da, nu cadă. Da, da. Și acum învață să cadă mult mai târziu cu pagube mai mari. Și asta e vina noastră. Dar îți pun o întrebare foarte sinceră. Crezi că în goana noastră, după ore suplimentare, ăla mic vrea bicicletă nouă, deci voi munci mai mult ca să o aibă. Da. Trăim la distanță de locul în care muncim și facem o veșnicie pe drum. În toată povestea asta, noi mai avem timp să reglăm și intimitatea sau o lăsăm să mai meargă și de la sine? Ar fi bine să nu o lăsăm să meargă de la sine, pentru că trebuie să ne aducem aminte că nu suntem doar în rolul de părinți acasă. Suntem și cuplu și atunci, ca să reușim să reinvestim în această intimitate și să reușim să reinvestim în bucata de comunicare, ideal ar fi să plecăm de acasă, să ieșim la un date, să ieșim în afara casei, ca să ne putem reconecta noi cu ceilalți, să reușim să-l vedem pe celălalt nu în rolul de părinte, ci în rolul de partener. Cum l-am văzut noi când ne-am îndrăgostit. Era motociclist cu pleata în vânt, geacă de piele pe care n-a spălat-o niciodată decât ploaia, și acum după 4 ani de căsnicie, el și-a vândut motocicleta sub presiunile soției, s-a tuns pentru că arăta oricum ca un homeless și și-a șters și două tatuaje pentru că ele conțineau litera M, care toată lumea știe că vine de la Mariana. Da. Noi nu mai suntem vecini atât de apropiați, ne-am mutat? Nu. Încă nu, dar o să mă invitați și pe mine la un pahar, la un grătar, să vă mai învăț și eu din prostiile pe care le-am adunat până la această vârstă. Îl iau și pe băiatul cu experiența. Băiatul cu experiența care poate să predea, poate să predea, are șpârlele lui, cunoaște, fai de capul meu, cheile vieții. Nu zic mai mult, dar e șeful meu. Mulțumim, da. Să ne vedem cu bine.